Pe care am avut o vedere chiar dinainte, avându-se în vedere că probabil nu știu. Noi o să avem mâine o discuție la Universitate în sala Senatului. Voi vii și acolo pe dumneavoastră și ar fi o mare plăcere să fii și acolo pentru noi. Vor fi și alți vorbitori, la parte de domn profesor Ion Constantin. Bineînțeles că mi-a promis să facă și înaltul și poate și un rector. E vorba de Basarabia noastră care se întoarce la România în 27 martie 1918, după o pățanie de foarte mulți ani, de 106 ani. De curând noi aniversase comemorare. Sau cum să zicem, în 2012, 200 de ani, Rahatul Basarabiei, tot aici, la Ovidius, a făcut o discuție largă cu oameni de cultură istorică, în primul rând. Și acum, domnul profesor Ion Constantin o să ne spună câte ceva. Deci, pe asta vreau să ne axăm, că totuși istoria este lungă. E vorba de 200 de ani și poate vorbim de mediu, sunt sute de ani. De ce se întâmplă astăzi la Chișinău. Sunt lucruri foarte interesante și merită puțin interes din partea noastră. Să le ascultăm. În altă sfinția voastră, preacucernici părinți, domnul rector, sunt deosebit de bucuros și onorat totodată că am ocazia să vorbesc despre o temă extrem de actuală. E vorba de aniversarea centenarului Marii Uniri. Primul pas al Marii Uniri a fost la unirii Basarabiei cu Patria Mamă România. Așa cum spunea regele Ferdinand, Basarabia este copilul cel mai mic, dar poate cel mai voinic care revine la mama România. N-aș vrea să fie o dublare cuvântul meu de astăzi și o provocare, ca un preambul mai degrabă, al discuției pe care o vom dezvolta mâine, inclusiv pe aspectele privind rolul bisericii în mișcarea națională din Basarabia, și în actul din 27 martie 1918. Vreau să vă spun, să pornesc de la următoarea idee. Mai mult să ne referim la niște lucruri de actualitate, dacă se poate, și în perspectiva unui, în speranța unui dialog interactiv, având în vedere că lucrurile sunt destul de bine cunoscute și există un interes viu față de ceea ce se întâmplă dincolo de Prut în aceste momente. Istoricii au șansa să, că filmul realității curente, realității contemporane, l-au mai văzut odată cumva. Pentru că istoria se repete, e adevărat, în alte, în alte contexte istorice, dar există o anumită ciclicitate în istorie. Alaltăieri, după cum știți, probabil, Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova a dat o declarație prin care s-a raliat, practic, la declarațiile recente a 108 localități și consilii raionale din Republica Moldova de unire cu România. Aceste lucruri, sigur, s-au întâmplat. Știți, la Iași a fost de curând o, chiar zile trecute, duminică, a fost o întrevedere cu, între primarii și reprezentanții acestor localități, acestor organe locale din Moldova, care au luat aceste hotărâri, inclusiv din Sadova, locul de naștere, de proveniență al kremlinezului Dodon, cunoscut foarte bine pentru poziția sa prorusă. Și vreau să vă spun că lucrurile acestea s-au întâmplat, o să le reamintesc și mâine, înaintea Marii Uniri din 27 martie 1918, în data de 3 martie 1918, zemsa districtuală, deci ceea ce a însemnat astăzi Consiliul Județean al localității, al districtului Bălți, a luat hotărârea de unire cu România. În 13 martie, zemsa locală de la Soroca a luat o hotărâre similară. Iar pe 23 martie 1918, zemsa de la Orhei. Deci aceste fenomene, aceste, să spun, decizii de autodeterminare și de unire cu patria mamă România au mai fost în istorie. Acum, vedeți, după cum vedeți, e o anumită o amploare deosebită acestui fenomen. El nu are doar un caracter simbolic, cum se spune, are un caracter mai profund. Indică o anumită mutație, o anumită, să spunem, opțiune care începe să capete profunzime și extindere în întreaga societate de dincolo de Prut. Există speranța ca, pe baza conștientizării beneficiilor, avantajelor reunificării cu țara mamă România,
să se consolideze, să se să apară un adevărat, un curent care va pune foarte serios problema reunificării cu Moldovei, așa, mă rog, sigur, acum rămâne de văzut în detaliile cum se va face acest lucru cu România. Deci există premise în opinia mea ca anul centenarului totuși să marcheze o semnificativă schimbare de situație și de apropierea reîntregirii țării. Eu vreau să vă spun numai câteva idei din declarația Uniunii Scriitorilor. Se vorbește acolo despre faptul că situația actuală a Moldovei, care de fapt trebuie să o recunoaște, este un gen de stat eșuat până la urmă, este o anomalie până la urmă, pentru că Moldova, să zic, este prin raptul din 1940 a fost îndepărtată de la cursul său normal, cursul european, sigur. S-a încercat, știți foarte bine, în 1941, prin războiul de dezrobire a teritoriilor de răsărit, readucerea acestora la România. Nu s-a reușit, au intrat apoi din nou în stăpânirea Imperiului Sovietic, dar s-au produs, e adevărat, și mutații destul de prejudicioase cu efecte pe termen lung în ceea ce privește substanța etnică a societății de dincolo de Prut, colonizări, deportări, știți foarte bine toate aceste evenimente tragice care s-au întâmplat în decurs aproape 50 de ani, dar există în același timp o anumită creștere semnificativă. Sigur, sunt și disfuncții foarte îngrijorătoare, adică nefavorabile în lumea euroatlantică, după cum știți foarte bine. Deci nu există să spunem, o situație foarte, foarte clară în această privință, dar în același timp, după cum știți, politica este arta posibilului. Se pot schimba foarte mult, foarte multe lucruri în scurt timp. În 1918, nici atunci nu era o situație prea susmeroză. Eu să sumnez mâine care dramatismul acelei perioade din ianuarie, care a impus până la urmă intervenția armatei române pentru salvarea procesului de autodeterminare și de exprimare democratică liberă a autodeterminării și a unirii cu România. Dar părerea mea că trebuie să fim atenți pe ceea ce se întâmplă dincolo de Prut și să manifestăm speranță în ideea că și cu speranța, cu motivații bine fundamentate, că ora noastră astrală s-ar putea repeta. Și de aceea rămân încrezător, sigur că este una din preocupările noastre în contextul marcării centenarului și care trebuie să ne dea speranță și speranță pe care nu trebuie să o pierdem niciodată, pentru că, după cum știți, o să spun, speranța moare ultima și ea trebuie să ne anime atâta vreme cât trăim pe tot parcursul vieții și, oricum, cred că generația noastră va putea vedea că se va repeta cumva, nu știu, într-un termen, n-aș putea să-l definez, dar în urmă cu 2 ani, vreau să reamintesc, a fost o constatuire a Sfatului Țării 2 la Chișinău, care a constatat caracterul ilegitim al desfințării Sfatului Țării. Adică s-a hotărât atunci, în mod clar, că Sfatul Țării rămâne în continuare un organism legitim și perfect legal. Sigur că este o hotărâre simbolică. Lucrurile sunt complicate, dar în pofida acestor obstrucții, acestor convulsii, lumea de dincolo de Prut începe, e vorba de tineretul. E adevărat, e plecat o mare parte a tineretului. Peste 1 milion de oameni din Moldova sunt plecați. E o situație dramatică din punct de vedere demografic. Este o situație dramatică pe plan economic. Este o stare de pervertire a mentalității, a electoratului revolut de acolo. Electoratul care în general nu prea știe ce se întâmplă în lume. E vorba de o anumită ofensivă deosebită a propagandei ruse care se manifestă în continuare. Acum e greu de prevăzut și de exactizat ce se va întâmpla într-o perioadă pe termen scurt. Dar sunt convins că lucrurile vor lua o turnură într-un anumit moment care îi va conștientiza pe oameni că oricum este mult mai, să spunem,
mai profitabil, dacă nu mult mai bine pentru ei, ca să se unească cu România și și oricum să trăiască într-o lume civilizată, într-o lume europeană, decât într-o chimeră euroasiatică, așa cum propune actualul președinte de la Chișinău. Mâine vom avea discuții mai ample pe aceste probleme și chiar sunt acum dori ca să-mi ridicați mingea la filos să vă răspund la eventuale întrebări în legătură cu ceea ce se întâmplă acum în Moldova și cu aspectele de istorie care le-am anticipat cumva într-o manieră rezumativă, dar pe care le vom dezvolta în discuția de mâine la Universitatea Ovidiu. Aștept întrebările domnului noastră.